Scandal din cauza canalizării în comuna Mătăsar din județul Gorj. Un localnic a executat silit primăria din cauza conductei de canalizare care trecea prin grădina lui. Bărbatul s-a judecat timp de 7 ani cu primăria Mătăsar pentru a scoate canalizarea nouă, care a fost realizată pe un proiect de 1 milion de euro, de pe terenul său. A câștigat definitiv și irevocabil și, deși a cerut să fie despăgubit de autoritatea locală, acest lucru nu s-a întâmplat. Am așteptat 7 ani de zile s-au fost. Mulțumesc Dumnezeu! Bărbatul a continuat litigiul în instanță, iar după ce a câștigat, a apelat la executor. Conducta pusă abuziv pe terenul omului a fost scoasă cu excavatorul, iar autoritatea locală este obligată acum să folosească doar canalizarea veche a localității. Bagă-mă sub ăsta și ridică cu cupa cu fost! Întrebat dacă ar fi de acord cu trecerea rețelei prin curtea sa, bărbatul vede un singur scenariu posibil, acela în care ar fi despăgubit. La fața locului să-ți aperi cetățenii comunii. Ești pe mână cu Gașpării, numai interesele voastre. O să vă cer destituirea la prefect. Nu se poate așa ceva. Primarul Lili Pasăre. Guvernul a alocat în urmă cu câțiva ani peste 1 milion de euro autorităților din Mătăsar pentru a realiza o rețea de canalizare modernă, rețea care în prezent ar fi trebuit să fie funcțională. Este cu despăgubiri, bineînțeles că erau părinții sau bunicii din care erau atunci acostitari pe nevoie și prezare. Acolo, comuna Dragoteștea a fost o comună necolectivizată și a fost și cu despăgubire pe baza de drepturi și despăgubiri proprietarii de teren nefiind colectivizată. Și o să rămâne în continuare pe comunitatea respectivă. Dacă o să acționeze în instanță și o să declareze de conflict, vedem atunci ce s-a întâmplat. Bărbatul a cerut autorităților 1 miliard de lei vechi pentru a lăsa conducta pe terenul său. A fost refuzat însă, motiv pentru care, acum, după ce a scos conducta, cere primăriei 5 miliarde și 2000 de euro chirie lunar ca să pună conducta la loc.